Alors, vous savez que nous sommes sous la loi, c'est ça. Si c'était une femelle, she said, in case of the possibility, and I can get the car in laboratoire. După revenirea de la vânătoare, se descalță de cizile. Știți că există în castelele astea de vânătoare una din pescării de genul ăsta. Este o sală frumos decorată. Este pentru că s-a născut Ludovic al XIII-lea și a fost botezat. S-a ținut neapărat ca lucrul ăsta să fie reprezentat pe perete. Vă spuneam, împărăteasa Eugenie, soția împăratului Napoleon al III-lea, avea o pasiune pentru tot ceea ce însemna locuri pentru Dumnezeu. Avea o colecție în care o masă de joc, o masă de joc, există mărțile astea de sub tăbia mesei, sunt de fapt niște sertare cu cheie, da? Și se pot deschide, da? Către fiecare jurul de pe și o să există vederea pe șinileu, o poveste, sigur că da, să spun bine, legende, dar există pe François și pe cea de-a doua soție, Eleonor, sora lui Carol Vin. Această sală se poartă numele de sala tapiserilor și de mulți și ne dăm vorbim și aici de un salon al tapiserilor, tapiserii frumoase. În general, tapiseriile reprezintă vânătoarea lui Maximilian, cu atât mai mult cu cât vorbim de un castel de vânătoare. Aici vroiam să ajung în această sală ca să vă explic mobilierul bun. Vedeți în fața dumneavoastră două piese, da, în față, da, cele cu lumânările din față. Vedeți că este același motiv, numai că este pe negativ, da? Ca să ai un mobilier complet bun, înseamnă să ai exact în oglindă totul, exact cele două piese. Asta vreau să vă explic. Peste tot avem această reprezentare. Sigur, tavanul este în casetă, în stil italian, da? Mobilierul este foarte frumos și, sigur, din nou, aceste canapele de o lungime neobișnuită. În general, când vorbim despre La Gobelin, ați văzut că noi, pe linia 7, există un stație care se numește Gobelin, da? Gobelin sunt manufacturile de covoare. Actualmente la Gobelin nu mai există. Fiecare erau cu verde, fiecare erau cu roz, da? Da. De jur împrejur, da? Poftiți? Poftiți?
Ne aflăm acum într-o anticameră, care este frumos decorată cu trei tapiserii. Cele trei tapiserii fac parte... Sigur că da, cu strumunii, ce avem? Doamna. Ce avem? Carnavalul și frigul. Doamna, carnavalul, la ei știți că se are loc imediat înainte de perioada de post. Imposibil, mai posibil. Într-o galerie, de fapt în capătul uneia dintre galeriile castelului, care poartă numele de Galeria Dia. Galeria Dianei poate pentru faptul că în capăt, chiar aici, dincolo de ușa aceea, de ușa la geata, o ușă, care reprezintă și dincolo de ea, este o colibrie uriașă, plină cu păsări exotice. V-am spus eu că ea avea această pasiune pentru dulceață și pasiunea cu păsările exotice. Da? Ea avea o colibrie uriașă, deci mergea de multe ori pe zi până acolo la această bolie. Acum într-un salon care poartă numele de Salonul Împărătesc. Este un salon care este folosit la jocurile împărătesei. Vorbim despre împărăteasă, vorbim despre împărăteasa Josephine, da? Prima soție a lui Napoleon Bonaparte. Da? Și o să vedem noi la salonul ăsta. Da? Dar se pare că niciodată Maria Antoinette n-a venit să doarmă în patul ăsta pentru ea decorat. Tavanul este un tavan realizat în timpul mamei lui regelui Soare, Ana de Austria, foarte elegant și el, dar poartă numele de Camera Împărătesei pentru că a fost locuită de Josephine. De alminteri, dacă observați dumneavoastră perdelele, draperiile, au o stea la bază aici, ele erau relativ înalte. Da? Și am văzut în cele mai multe castele era un postament, aici nu există, un postament de lemn ca să păstreze căldura. Da? Mergem mai departe și o să vedem budoarul. Poftiți, intrați desăvârșit. Observați cum este pictat totul, da? De la tavan până la pereți, totul este pictat în argint. Da? Toate masa de biroul și masa de lucru sunt din sidef. Extraordinar de delicat. Observați aceeași trandafiraci extrem de delicați. Dincolo, în spate, este Baia Mariei Antoinette. Suntem acum în sala tronului. Sala tronului, vedem de alminte și un tron acolo. Dar imaginile pe care le vedeți dumneavoastră, imaginile care sunt de bază în această de decorație de bază în această sală, îl reprezintă pe cel care s-a născut și a fost
botezat aici, adică pe Ludovic al XIII-lea. Îl vedem ca și tânăr acolo, da? Tatăl regelui soare, da? Și mai vedem și blazonul lui, fiecare cu blazonul lui, da? Unii aveau salamandre, el avea un buzdugar. Uitați, buzdugarul peste tot, da? Și deasupra ușii mai vedem un buzdugar. Fiecare cu reprezentarea pe care și-a găsit-o, sigur că da. Dar vedem acolo un tron care este un tron acei stâlpi cu N, da? Da? În interiorul coroanelor imperiale și vedem vulturul imperial deasupra lor. Da. Ce mai vedem? Peste tot, deasupra acestei coroane imperiale vedem acei nu, ăsta este, tavanul este mult realizat mult înaintea lui Napoleon Bonaparte, dar vreau să vă spun despre decorația de pe această catifea, da? Vedem niște albinuțe. Un fel de albinuțe care poartă în fel de acum într-o sală pe care toți criticii o consideră o capodoperă. Este o sală complet creată după gustul lui Ludovic al XV-lea. Regele Vandal, după unii, sigur că da, pentru că a distrus foarte mult, dar în același timp, aceiași recunosc, critici recunosc că avea un gust desăvârșit. Acesta este gustul lui Ludovic al XV-lea. Excepțional. Observați stilul camé, camailleux în franceză, cu nuanțe de roșu, cu nuanțe de blând verd, virtuțile, deasupra, ca personaj central, vedem pe cază, da, acolo un Apollo. Totul foarte delicat realizat. Observăm tot felul de instrumente muzicale sau de pensule, da? Diverse unelte.